Frica de război și de terorism îi lovește și pe români. Aproape 80% dintre români n-au încredere în capacitatea guvernului de a proteja populația în cazul unui război, iar peste jumătate se tem de acțiuni teroriste în România din cauza situației din Orientul Mijlociu, arată un sondaj IRSOP. Românii se împart în mai multe tabere când vine vorba de războiul Israel-Hamas. Aproape 90% dintre ei condamnă atacul Hamasului, 66% sunt de acord ca Israelul să atace militanții Hamas din Gaza, iar 78% sunt de acord ca România să ajute populația civilă din fâșia Gaza. Când vine vorba de refugiații evrei, aproape 30% sunt de acord să-i primim în țară, aproape 40% sunt parțial de acord, iar 31% refuză categoric. Mai mult de jumătate dintre români spun că soluția războiului din Israel e crearea unui stat palestinian alături de cel evreu în Orientul Mijlociu. Astăzi, punctul de trecere de la Rafah a fost deschis pentru ca răniții din Gaza să fie tratați în spitalele din Egipt. Până la 500 de persoane cu pașapoarte străine au încercat să treacă frontiera. În Gaza e un adevărat genocid, iar ONU nu face nimic. E strigătul unui comisar chiar de la ONU pentru drepturile omului, care a pus demisia pe masă. Craig Mockhiber a spus într-o scrisoare că a fost martor la mai multe conflicte, în Rwanda, în Bosnia, în Myanmar, iar ONU a eșuat în mod repetat. Ce să ne mai surprind aici? 4 din 5 români spun că nu au încredere în guvernul României. Eu zic că 4 dintre 5 vorbitorii de la această emisiune suntem noi și 5 și 3 jurați, 5 oameni, da? Sunt curios cel care dintre noi e cel care are încredere. Asta mă întreb. Care ia să facem un scurt recensământ aici. Tu ai încredere în guvernul român dacă e un atac armat asupra României? N-aș putea să spun, nu i-am văzut cum se comportă situații de genul ăsta, deși dacă mă uit la situația cu dronele care au lovit teritoriul României, încrederea e înainte. Ai concluzie dacă te-au ajutat sau nu. Nu, evident că nu am încredere. Carol, ai încredere? Nu am încredere în niciun caz în capacitatea guvernului de a ne apăra, dar am încredere în NATO. NATO, bun. Da, ce te faci? De fapt, hai să răspundă fiecare și după aia începem. Da, hai să mergem și la doamna Obancea. Aveți încredere că statul român ne poate apăra dacă va fi un atac armat? Sunt un om cu încrederea, hai să spunem, care lucrez mult în zona asta de încredere. Ca și coach, e o temă importantă. Da, pot spune că am încredere. Am găsit acel om. Erau 4 din 5 în care nu aveau încredere, 1 din 5 are încredere. Gata, bine, v-am găsit. Marcela, cu siguranță că aflăm și de la Marcela, vorbim. Hai să mergem acum la Marcela. Marcela, tu ai încredere în... Mergem la Marcela după ce terminăm cu lista. Hai să o mai lăsăm pe Marcela și discutăm mai pe larg cu Marcela. Sunt pentru că 4 din 5 deja, am ajuns la procentul. Da, am ajuns la procentul ăsta. Hai să mergem, uite, dacă tot ai propus. Marcela, zic, ai încredere? Confirm, Marcela, că tu ești al patrulea om care nu are încredere în guvernul României, că ne poate apăra în cazul unui atac armat? Să știi că eu am foarte multă încredere în cei care controlează pe cei din guvernul României. Adică am foarte multă încredere în cei de la Bruxelles și am foarte multă încredere în cei de la NATO, dacă s-a întâmplat vreodată vreo catastrofă. Așa că nu ne-a răspuns Marcela. Păi da, dar eu vă mai pun o nuanță pe masă, Carol, Marcela, pentru că aici nu este vorba doar de, când vine vorba de încrederea românilor, ai văzut că e vorba de două situații, una, un atac armat împotriva României, cealaltă îngrijorare sunt actele de terorism. Și aici n-am încredere nu că în guvernul României, nu că în autoritățile românești, nu am încredere în niciun fel de autorități de pe planeta asta, pentru că i-am văzut pe toți prinși, nepregătiți când a fost vorba de atacuri de tip terorist. Nici francezii nu au fost pregătiți pentru așa ceva, nici americanii nu au fost când și-au văzut turnurile dărâmate, nici belgienii nu au fost, nici spaniolii nu au fost, nicio autoritate din nicio țară, cât de civilizată și dezvoltată ar fi, nu e pregătită pentru astfel de situații. Mai ales că jucăm și foarte absurd, cel puțin din punctul ăsta de vedere, cartea politically correctness-ului, știi? Știm, da, cum a fost care cazul este în Belgia. Tot o frână a societății noastre. Țin să remarc astăzi toate frânele acolo. Este în situația asta. Este că noi interpretăm absurd, Hofi. Altfel nu este o frână. E pur și simplu vorba despre drepturile unor oameni din lumea asta, dacă sunt cetățenii lumii. Asta e. Toți avem aceleași drepturi. Dar când știi despre un cetățean că e turbulent,
că are discuții pe social media despre nu știu ce armament sau tot felul de situații de genul ăsta, că pune la cale, că a mai făcut, că are un trecut dubios, atunci ce faci? Nu îi la țintă pe omul ăla că tu respecti, nu știu, îi respecti drepturile? Păi nu e vorba să-i respecti drepturile. Tu îi respecti lui dreptul de a face un atentat terorist. Despre asta e vorba. Dar asta e situația în care tu propui o politică corectă, da, da, să fii corect politic în tot felul de... și corectitudinea politică devine principiul după care te ghidezi, îți dai seama că acest sistem nu poate acoperi realitatea din viața noastră și este greșit. Și de-aia trebuie să ne gândim. Vreau să mergem la Marcela din nou, acum nu mai gata, am urmărit cu sondajul. Vreau să te întrebăm, Marcela, am văzut că procurorii din Franța au deschis, da, o anchetă pentru un filmuleț în care mai mulți tineri erau văzuți la metroul din Paris strigând lozinci antisemite. Mă rog, nu trebuie neapărat să le și spun acum, dar evident că scandau împotriva evreilor, chiar îi înjurau și așa mai departe. Practic sunt tinerii frumoși care, ai nu știu, tineri la Paris învață, vorba aia. Bine, sunt tinerii din națiunile colocuitoare, ca să spun așa, adică am importat copilul din Orientul Mijlociu în Europa. Cei care spuneau acum 3 săptămâni, vai să nu cumva să importăm acest conflict, ei știau de fapt foarte bine că el e deja pe teritoriul nostru. Din fericire în România, sper că încă nu, însă în Franța și am văzut în Statele Unite, la Londra, la Berlin, se întâmplă lucruri extrem de grave, adică oameni care în plină stradă, fără măcar să se ascundă, smulg afișele cu portretele celor care au fost luați ostatici de către Hamas, care trăiesc un coșmar, un calvar, și niște oameni pe stradă cu o siguranță de sine, fără nicio jenă, smulg pur și simplu acele afișe de pe stâlp sau de pe ziduri sau unde sunt ele puse. La început lumea, în fine, cum suntem noi, spuneți și voi, atât de politicman corect, zic eu mai pe franțuzește, politicoși și să le dăm drumul, voie tuturor să aibă puncte de vedere, să se exprime, mai vorbeam deși despre libertatea din aur, dar cred că lumea a ajuns totuși în punctul în care suntem la limită. Și am văzut în aceste filmulețe care circulă pe internet că lumea se revoltă totuși și încearcă să... Vedem câteva chiar și acum, ca să explicăm ce imagini sunt acum pe ecran. Da, deci aceasta este cea care a înregistrat deci a fost metroul în care s-a înregistrat acel... e o melodie antisemită, în fine. A fost filmată de către cineva în metro care a sesizat poliția și poliția a sesizat imediat mai departe, s-a deschis o anchetă pe tema asta. Iată, nici nu e bine, cum spui, să auzim ce spune, pentru că folosește un vocabular absolut abject față de cel care încearcă să-l împiedice, așa care îi spune. Sunt niște oameni nevinovați care au fost luați ostateci. De ce îi smulgi de acolo? Nu te gândești la familiile care suferă, care în acest moment sunt într-o mare suferință, de ce faci așa ceva? Și răspunsul e absolut abject. Deci, din păcate, ceea ce vedem acum în Occident este importarea acestui conflict, care era mocnit deja oricum pe teritoriul statelor occidentale, care acum a ajuns la paroxism și în care nimeni nu mai are niciun fel de jenă, nimeni nu se mai reține. Și cred că până la urmă majoritatea tăcută, cea care a spus tot timpul, lasă că cel mai deștept tace, cel mai deștept e înțelegător, cel mai deștept îl lasă pe cel să se calmeze, cred că această stare de spirit s-a cam terminat. Și mi-e teamă că asta ne va conduce direct către un fel de război civil. Marcela, dar am și eu o curiozitate. Autoritățile din Franța, da, guvernul, Macron, știu și eu, autoritățile locale, vin cu informări și informează cetățenii, nu știu, le dau tot felul de sfaturi de genul ăsta, evitați spații aglomerate și așa mai departe, există riscuri de acțiuni teroriste, bla, 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 adică tot ce... Încă din 7 octombrie s-a anunțat că intrăm în alertă teroristă, a fost crescut gradul de alertă teroristă și anunțul, bineînțeles, a fost tot timpul. Din nefericire, Franța este obișnuită cu așa ceva, deci ceva experiență au și polițiștii și guvernul care comunică pe tema asta, dar în fine, nu poți, asta spune și de câte ori mai scapă printre degete câte un terorist care mai face câte o nefăcută, ceea ce spun și serviciile secrete, nu poți să urmărești pe toată lumea tot timpul, nici măcar pe acei, nu știu, câteva mii de fișați S, cum se spune aici, deci cei care au o fișă de securitate. Nu poți să urmărești 24 din 24 pentru că trebuie 8 persoane
ca să supravegheze una singură. Ai nevoie de 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Da, o situație de... Urmărește cei care sunt foarte radicalizați. Cel care a asasinat un profesor în urmă cu 3 săptămâni s-a radicalizat în ultimele câteva zile sau în ultimele câteva săptămâni. Așa că întotdeauna va scăpa câte unul și se va întâmpla câte ceva. Nu știu exact care este soluția, dar tare mi-e teamă și am văzut în orașe din Franța că populația începe să se constituie ea înseși într-un soi de miliții. În Corsica, nu mai spun că acolo chiar se întâmplă, deci într-un cartier în care sunt concentrați musulmani și care atacă, ăsta e jocul lor preferat, pompierii, ce l-au făcut pompierii, n-am înțeles, deci atrag în capcane și atacă. S-au constituit câteva grupe de cetățeni care s-au dus în cartier și ei nu sunt ca polițiștii care au diverse constrângeri și se trezesc după aia la pușcărie. Efectiv au luat bătele și au ciumăgit. Deci mi-e teamă că o să ajungem la mai multe situații de genul ăsta și nu cred că e soluția cea mai bună pentru nimeni până la urmă. Oricum, de acord cu argumentele cu care vin autoritățile din Franța, înțeleg că, într-adevăr, n-ai cum să urmărești, nu știu, niște mii de potențial teroriști 24 de ore din 24, să le urmărești fiecare mișcare. Sunt întâmplări nefericite, mai și scapă celor care ar trebui să fie cu ochii pe ei. Pe mine, ce mă îngrijorează este că de-aia și întrebat-o pe Marcela dacă autoritățile își informează cetățenii. Uite că la noi nu informează nimeni despre nimic. Tu ai auzit în România că a fost ridicat vreun grad de alertă teroristă de când a început, nu era firesc, Celsius, nu era firesc grad de, Celsius, și de când a început conflictul din Ucraina. Nu a fost ridicat niciun grad de alertă, nici măcar în zonele alea, da, în care suntem foarte aproape de ucraineni. Da? Ai văzut, au picat drone acolo lângă Dunăre. Nu da? Știm dacă au picat. Au picat sau nu au picat? În studiu, da. Tocmai de nu s-a comunicat. Au picat. Îți confirm asta. Păi bineînțeles, da. Acum așteptăm, ne uităm la stângăcia în comunicarea autorităților de la noi. Asta discutăm azi despre stângăcia, exact, în comunicarea guvernului. Dar nu era normal de când a început conflictul din Ucraina să alertezi măcar zonele alea de frontieră? Măi, oameni buni, este un conflict aici lângă noi. Nu știm cum poate cădea un obuz aici lângă graniță. Fiți așa. Deci ridici, evident, ridici nivelul de alertă măcar în zonele alea, că nu se aștepta nimeni să dea Putin cu bomba peste București sau să deraieze vreodată. Deși una, îți amintești că la începutul conflictului a trecut peste România, a ajuns prin Serbia sau în Croația, unde a aterizat, că nu mi-am amintesc exact atunci, racheta aia, îți amintești că a fost chiar primele săptămâni ale războiului. Deci nu suntem informați, nu este ridicat un nivel de alertă. Asta mă îngrijorează pe mine și e normal ca 4 din 5 români să fie speriați de astfel de situații. Pentru că la război, da, suntem apărați de NATO, dar ce te faci în cazul de atentate? Doamne ferește, bine că în România nu s-a întâmplat așa ceva încă, dar nu putem să stăm liniștiți doar din punctul ăsta de vedere, doar mângâindu-ne la ideea că nu s-a întâmplat. Se poate întâmpla oricând. Eu mă gândesc că unde a anticipat sau a judecat, poate greșit, guvernul Franței, este că, uite, de exemplu, nu lasă aceste proteste ale palestinilor sau ale fanilor lor, da, susținătorilor lor. Pentru că dacă le aveau, dacă puteai să ai un meeting, meetingul era, îl știai foarte bine, unde are loc, câți sunt, îi urmărești și îi controlezi pe fiecare. Așa, dacă tu nu lași acel meeting, uite că fiecare se poate duce, unul într-un metrou, unul într-un bar, unul într-o acolo, pentru că fiecare are de răbufnit. Dar dacă tu nu poți controla acea răbufnire, poate să fie, ia uite, o concluzie că un management greșit al guvernului francez. Vreau să-l întrebăm totuși pe Carol, că el, na, fiind de business, cât ne costă acest război? Cât ne costă războiul, în general, aș putea întrebi? În primul rând, ne costă vieți, Hofi, cred că asta e evident pentru toată lumea și e foarte dramatică situația. Voi ați vorbit de propaganda din teren. Eu am văzut mai degrabă o explozie în mediul online a propagandei antisemite, în special pe TikTok și pe Twitter, mă rog, X, cum se cheamă acum, de când l-a achiziționat Elon Musk. Ce vedem, glumea... Ex-Twitter, da. Vedem glumea antisemite la tot pasul, vedem propagandă pro-Hamas, minciuni, nu doar, intru imediat și în această parte, nu doar glume, cât și fake news-uri legate de omoruri făcute de o parte sau de alta, evident că ambele tabere împing ideile pe care vor să le promoveze. Hai să ne uităm la costuri, nu? Când vorbim despre război, în special în Orientul Mijlociu, este greu de estimat care este costul real în buzunarul nostru, în România, și nu o spun eu, o spune Banca Mondială. Acest impact se vede în special pe piața petrolului. Iarăși. Care de acolo vine. Care de acolo vine, da, în proporție de 30%, deși o să amintesc un pic mai încolo, e mai bine decât în trecut, când dependența de petrolul din Orient era cam la 37%. Deci,
Impactul în petrol se poate estima greu, în special în acest moment. Știm că petrolul Brent se tranzacționa înainte de război pe la $83. Acum este la 81, deci a scăzut un pic, deși a avut un spike, adică o creștere de 5%, parcă pe 13 octombrie, dacă mi-aduc bine aminte. Ok, Banca Mondială ne spune așa, trebuie să ne uităm în trecut ca să evaluăm ce se întâmplă în acest moment. Și sau să încercăm să estimăm și încercăm să estimăm, exact. Cele anii de referință când s-au întâmplat cele mai mari mișcări pe piața petrolului au fost anii 70-80 și în special 1973 a avut loc războiul Yom Kippur, Siria și Egiptul atacau la acel moment Israelul. Atunci a fost cunoscută ca prima cea mai mare criză din piața petrolului, la acel moment urca de 4 ori, adică dacă era X, în momentul de după război a ajuns la 4X. Cum ar ajunge astăzi ar ajunge undeva la $320 un baril? Cam ceva de genul, da. A doua criză a venit, mă rog, în prima criză ce s-a întâmplat? Statele Unite au primit embargo pentru livrarea de petrol și cine își aduce aminte, dacă a trăit în perioada respectivă, știe că nu se mai găsea la benzinării, nu mai puteai să iei benzină, diesel, nu mai puteai să alimentezi. Deci atunci a fost un șoc total pe piața de petrol și s-a revărsat acest șoc și pe piața de alimente, de exemplu, pentru că transporturile, evident, au nevoie de benzină. După aceea, pe piața de agricole, ai nevoie de fertilizatori, care fertilizatorii, ce să vezi, conțin gaze naturale. Hai să ne întoarcem la istorie, deși mie nu-mi place, nu sunt profesor de istorie aici. A doua criză a venit tot în anii 70. Atunci a avut loc Revoluția din Iran. Prețul se dubla, nu a fost multe atât crize de... Au fost cam 4-5 crize mari. Și în prezent, care sunt cele mari pericole, financiar vorbim? Periculele financiare sunt din această creștere de petrol pe care voiam să o explic, pentru că istorioara ne poate face să niște indicii. Ne dă niște indicii, da. Acum ce se poate întâmpla? Banca Mondială a făcut 3 scenarii. Cel mai sumbru, vedem un preț al petrolului care urcă spre $150 barilul, o creștere de maxim 75%. Estimarea cea mai bună, cea mai pozitivă, ar fi o creștere de până la $100-$113 barilul, indiferent de scenariu. Ele sunt făcute pe 3 modele. În primul, dacă conflictul rămâne izolat acolo, rămâne la $100. Al doilea, dacă Siria sau o țară asociată din regiune intră și ea, deci conflictul devine regional, va crește spre $120 barilul, iar dacă devine un conflict de scară mondială, Bloomberg i-a spus un proxy war, Iran să intre în conflict direct cu Israel, atunci urcăm spre $150 barilul și efectele sunt clare. Am spus mai devreme, vedem și în mâncare, vedem și în metale prețioase. Banca Mondială avertizează foarte clar pe zinc, aluminiu și oțel, că vom vedea crește. Alt metal care merită menționat, activul de refugiu clasic al investitorilor, aurul. Ce să vedem, aurul de la începutul războiului crește cu mai bine de 8%. Am văzut, aurul crește bine și în sondajele politice de la noi, este undeva spre 30%. Da.